Elena Udrea a povestit când i-a dat seama ce va fi arestat de Laura Codroacovesi, ce s-a întâmplat la o petrecere dat de Traian Băsescu. Elena Udrea a povestit cum i când i-a dat seama ce urmează să fie arestat la cererea Laurei Codroacovesi. Ion Cristoiu a relatat o dezvăluire pe care i-a făcut-o Udrea. Totul s-a întâmplat la o petrecere, de ziua lui Băsescu, la Sinaia. Elena Udrea mi-a povestit cum i-a dat seama ce o să fie arestat de Covesi. Mi-a spus ce era, la Sinaia, la petrecerea dat de Traian Băsescu de ziua lui. Ea era la masa 1, Covesi și Coldea erau la masa 16. Când s-a dus la baie, a trecut pe lângă masa lor, Codroa i-a aruncat o privire, i-a zis, asta o să mă aresteze când nu o să mai fie Traian Băsescu la putere. Elena Udrea poate să-i arunce în aer. E foarte multe, mai multe decât Sebastian Ghi. El a stat lângă Coldea, dar Udrea a stat lângă Băsescu, pe lângă toi, a spus Ion Cristoiu la Antena 3.